Deci măcar pepenele care e cald afară nu mai este ce era. Și dacă vi-l tai, vi-l arăt că nu mai este ce era. Când îți frigurile alea. Anul acesta murăturile sunt în pericol să nu mai ajungă pe mesele oamenilor de Crăciun. Doamna Ștefania împreună cu fiica sa sunt producători la Milișăuți în județul Suceava. Temperaturile ridicate le-au dat mari bătăi de cap, fiind nevoie să amâne tradiția murăturilor, însă nu pentru mult timp, pentru că au avut noroc de halele termoizolante. Pe vremea asta avem și 20 de grade de căldură și foarte cald și nu stă. Deci la noi ar trebui să noi avem acasă hale, avem pus la aceeași temperatură, să nu fie cald, să nu înghețe, să nu... Deci, dar și noi, dacă punem afară sau undeva la căldură, se strică. Cum punem noi cantitate mai mari, se strică. Dar gospodinile care vor să facă, încă nu e timpul, încă trebuie să... Mai trebuie scadă. Să aștepte temperatura să mai scadă o leacă. Și mulți vin și ne spun, Doamne, am pus și se strică. Doamne, cald! S-a schimbat clima și cald tare și nu ține. La o temperatură de 20 de grade Celsius, varza se va mura în maximum 17 zile. Gospodinele obișnuiau să pună varză la murat între 26 octombrie și 8 noiembrie. În acest an, temperaturile neașteptat de mari au înjumătățit perioada de fermentare a legumelor. Am propus logica, ea așa trebuie să arate, ca să fie la temperatura care trebuie. Dacă nu ia, se stafidează, se strică. Și castraveții, dacă este rece afară și știm să-i punem cum trebuie, ei rămân tari, crocanți, dacă nu se moaie la fel. Sunt clienți care au început să pună varza la murat și au început să pur și simplu ia de aici, începe să putrezească. Putrezește pentru că este foarte cald, ei nu pun sare suficientă și noi punem cu saramură de la Cacica, din mina de sare, și un pic mai sărată decât ar trebui să fie, cu cât mai puțină marfă, pentru că nu ține. Temperatura optimă de murare este de la 18 grade Celsius, iar gospodinele încă așteaptă ca temperaturile să scadă pentru ca varza pusă la murat să fie numai bună de sărbători. Vreți să puneți varza la murat? Da, sigur că da. Acum numai bine, până la Crăciun se murează, da. Am pățit-o cu harbuș, hai să zicem harbuș, ca așa spune la noi. Da, și s-au muiat. Cele care au respectat tradiția din luna septembrie s-au trezit cu murături. După ce le-am pitrocit, am pus un pic de conservant, că altfel făceau floare și sacreau prea tare. Prea cald anul prea acesta. Cald, foarte cald, foarte cald, da. Neobișnuit de cald, de asta noi nici n-am fost obișnuiți și le-am pus tot la timpul potrivit, dar ele s-au murat foarte repede. În perioada următoare se anunță temperaturi mai scăzute, iar gospodarii ar trebui să se grăbească și să cumpere mai repede varză pentru murat. Producția este mai mică decât în alți ani, din cauza secetei și a căldurii.